Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile mele. Așa să ne ajute Dumnezeu. După luni de așteptări și scandaluri cât casa, cele două locuri vacante de consilier județean s-au completat. Noii consilieri liberali au depus deja jurământul, PNL având acum 7 membri în Consiliul Județean Gorj. Cât despre ce vor face pe viitor, noii consilieri au fost săraci în declarații. Dorel Drăghici vrea să se axeze mai mult pe problemele din municipiul Motru, dat fiind faptul că răspunde în oarecare măsură de acea zonă. Sperăm să facem treabă bună, indiferent cum vor fi majoritățile și asta, sper să mă ridic la nivelul așteptărilor colegilor mei. Aș vrea să fac pentru tot Gorjul, în special și pentru zona Motru. Dacă ne gândim la zona Motru, locurile de muncă sunt foarte puține, eu știu, vom vedea. Georgiana Rogoveanu nu are deocamdată niciun plan legat de un posibil proiect, dar speră să rămână cu o experiență frumoasă. Foarte bune gânduri și sper să rămân cu o experiență frumoasă. Nu m-a interesat în mod deosebit. Dacă se întâmpla, se întâmpla. Nu este un scop al meu să devin consilier județean. În Consiliul Județean va intra în următoarea ședință și socialdemocratul Sabin Cornoiu, directorul serviciului Salvamont Gorj, fiind absent astăzi de la ședință.